și doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. E bine, în această seară continuăm dezvăluirile din cel mai probabil grav scandal care a lovit sistemul nostru sanitar. Un sistem care este plătit din ce în ce mai mult de populație. Cum bine vă amintiți, în urmă cu 10 ani cel mult se plătea această taxare pe sănătate în contribuțiile salariale. Acum se plătește aproape pe orice, de la chirii la depozite bancare, dar cu toate acestea sistemul pare nefinanțat. Poate și pentru că aici intră persoane sau se fac cheltuieli absolut nejustificate. În scandalul unde procurorii deja au venit cu o acuzație de omor calificat, adică omor cu intenție, o să vedeți de fapt cine controlează din partea statului, oameni din corpul de control al Ministrului Sănătății, oameni care sunt de fapt pensionari de lux. Dăm noi detalii și practic devoalăm întreaga scenă, întregul scenariu, în condițiile în care politicienii noștri sunt mai degrabă pasionați în dezbaterile lor interne de alegerile care vor veni, fără a reacționa în mod evident la acest scandal îngrozitor. De altfel, pentru Spitalul Pantelimon, cei care ar putea să se interneze acolo dau deja refuzuri, adică într-adevăr se frică să intri în acel spital. Venim și cu alte dezvăluiri legate de dosare grele din România, dar aș vrea să încep cu imaginile momentului care vin din Grecia, chiar acum. Dacă în Grecia au reizbunit, cum ați putut vedea, incendiile puternice, mai ales în preajma capitalei Atena, avem imagini și din Australia, acolo unde un elicopter s-a prăbușit pe acoperișul unui hotel de 5 stele, iar pilotul a murit pe loc. Iar în dosarul probabil care acoperă sau descoperă cel mai mare scandal din sistemul sanitar din ultima perioadă, apar noi stenograme despre cum se plănuiau, cel puțin cu premeditare, susțin procurorii, aceste crime în Spitalul Pantelimon. Asistentul Grigore Petrica a detaliat și alt mod de operare al inculpatei Miron Maria, precizând că în perioada noiembrie 2023, sfârșitului februarie 2024, a avut un pacient bărbat peste 60 de ani, căruia îi era deja administrată noradrenalină prin injectomat, cu o rată mare, peste 15 ml pe oră. Inculpata Miron Maria a intrat pe salonul asistentului, a inspectat toți pacienții, iar martorul a văzut-o când a încărcat o seringă de 50 ml numai cu ser fiziologic. Apoi a venit lângă patul pacientului unde se afla martorul și l-a dat pe martor la o parte. A scos seringa în care mai era noradrenalină și a înlocuit-o cu cea care conținea numai ser fiziologic. După ce a montat seringa cu ser, inculpata a pornit injectomatul cu aceeași rată cu care i se administra anterior noradrenalină și a așteptat preț de câteva minute lângă patul pacientului. Pacientului s-a prăbușit imediat tensiunea, iar pulsul i-a ajuns la zero, intrând în stop cardiorespirator. Grătianu Ancuța. Ba da, toată lumea comentează, toată lumea comentează. Și pleacă medicul de lângă tine și tu iar îi dai la 20. Dar dacă se învârte pe acolo și iar vine, la mine s-a mai întâmplat și că ce face Ancuțo? Păi cum să-i schimb? Dacă scrieți în foaie, eu las atâta. Dacă nu scrieți, nu scrie în foaie, eu ce să fac? Păi mă duc la pușcărie degeaba. Dacă vine cineva sau se întâmplă de multe ori să dăm înapoi, să modificăm rata, de exemplu, ei i-au dat pe 1. Când a venit tura de vizitator, de la 12 la 1. Am dat-o înapoi la 15, la 10, cu cât i-a mers la pacient. Că familia poate sunt unii care se uită. Că ei nu știu despre ce e vorba, dar să știți că se uită acolo, să vadă și ei ceva. Grigore Elena Nicoleta a mai menționat că nu știe dacă
medicii cunosc despre practica aceasta a asistenților de a pune noradrenalina în perfuzii pentru a compensa reducerea ratei de pe injectomat. Inculpata Miron Maria, după ce făcea aceste modificări, venea periodic să controleze starea pacientului, respectiv să vadă dacă acesta a decedat. Martora a menționat că între ea și inculpată nu existau întotdeauna dialoguri, însă îi adresa din priviri întrebarea de ce nu a murit sau nu e încă mort, martora răspunzând prin același limbaj non-verbal. Nimic încă. Martora a arătat că o altă modalitate care duce la grăbirea decesului pacienților este aceea de a modifica parametrii ventilatorului. Chiar dacă a văzut-o pe inculpată modificând acești parametri ai ventilatorului, Grigore Elena Nicoleta a arătat că nu are cunoștințele necesare pentru a spune cu certitudine că aceste modificări au condus la decesul vreunui pacient. Da, doar o parte din stenogramele și din audierile făcute de procurori care, repet, nu au venit cu acuzație de omor din culpă, ci cu acuzație de omor calificat. Tănase Stamule, Partidul Național Liberal, împreună cu dumneavoastră în această seară, și jurnalistul Răzvan Savaliuc. Încep cu dumneavoastră, domnule Stamule. Practic, e poate cel mai mare scandal din sănătate. Ce fac principalele partide politice sub presiunea acestui scandal, cu atât mai mult cu cât statul român, și sunteți finanțist, în ultimii 10 ani a taxat aproape orice cu acea cotă de 10% pentru sănătate, dacă înainte vorbeam doar despre salarii, acum taxăm și chirii, taxăm și depozite bancare, taxăm tot și, de fapt, ajungem la situația aceasta. Deci sunt mai multe spețe aici de povestit. În primul rând, acum 6 ani, când s-au crescut salariile masiv, 90% din absolvenții de rezidenția plecau din România. Și aveam doar 60.000 de doctori în sistemul public la o nevoie de 90.000. Astăzi, după 6 ani, avem 77.000 de medici. Și sigur, n-am ajuns la 90.000, dar probabil că în vreo 5 ani vom ajunge acolo. Deci această creștere de taxă, de fapt, a generat o rămânere aproape totală a absolvenților de rezidențiat în România și o creștere masivă a acoperirii cu doctori la nivel național. Deci aici este prima parte, pentru care eu nu pot să spun că îmi pare rău că se încasează CSS. A doua parte și una din sursele problemei de la Pantelimon este gradul diferit de încărcare în funcție de spital. Dacă ne uităm în jurul Bucureștiului, o să vedem că sunt spitale județene care au 2, 3, 5 operații pe an și aproximativ toți pacienții îi trimit la București. Și avem niște spitale de tip Pantelimon Municipal, Floreasca, așa mai departe, unde sunt ca niște măcelării, efectiv, pentru că nu pot să refuze cazuri trimise din regiune, iar medicii aia devin dezumanizați și intră în burnout. Deci să nu ne mire dacă acel comportament chiar se va dovedi a fi adevărat. În momentul când îți vin sute de cazuri de urgență pe zi, ajungi să te comporți ca un robot. Nu mai ai sentimente ca doctor. Și asta este, de fapt, o problemă de sistem. Aici vorbim de două doctorițe tinere pentru meseria. Păi tinere, dar să ai 5-6 ani în urgență. Nu, au 33 și 32. Păi, da, la 27 de ani termină rezidențiatul. Dacă au făcut rezidențiatul tot în urgență, 7 ani de urgență unde îți vin 3-4 județe când ar trebui să-ți vină de aici din zonă. De ce? Adică un medic din Slobozia primește fix aceeași bani ca un medic de la Spitalul Pantelimon și probabil că muncește de 5-6-7 ori mai puțin. Și aici este problema sistemică pe fond. Și asta trebuie rezolvată în sensul că nu poți tu să primești bani fără să faci nimic, adică doar să trimiți pacienții mai departe în centrele mari. Mai departe, ce au făcut doamnele, dacă se validează în justiție, e clar că trebuie să plătească. Nu este... Dar eu am vrut să explic câteva spețe adiacente acestui caz, care stau la baza situației. E o problemă de sistem în sensul în care prin jurul capitalei folosesc, să spunem, autoritățile locale, Răzvan Savaliuc, banii pentru sănătate și practic în spitalele alea nu se întâmplă nimic, mai văruiesc cu niște firme de partid, mai decontează 2-3 milioane de euro și cu asta basta. Întrebarea mea, după acest sinistru scandal, ți se pare că din zona politică, PNL, PSD, că ei sunt la guvernare, probabil și opoziția, era și de datoria ei,
Ți-au venit cu vreo soluție după toată această sinistră situație? Astăzi înțeleg că pe la Pantelimon, nu doar astăzi, ci de o săptămână, nu mai vrea să se interneze. Pe bună dreptate. M-a deranjat foarte mult gravitatea cazului rostogolit în media, plecând de la rechizitoriul procurorilor. 22 de oameni să-ți moară în câteva zile. Nu e ceva normal în niciun spital din țară. Iar pe partea politică, niciun fel de măsuri. Și înțelegem că au fost niște anchete, dar toate au mușamalizate, că n-au... Corpul de control situația... al Ministrului Sănătății am arătat la ora 17. Cine s-a dus acolo? Doi pensionari de lux din sistemul ăsta de apărare, MEI și MAPN. Problema... Adică, normal, ce căutau ei acolo? Problema în spitalele românești. Ai putea să angajezi specialiști, au angajat doi pensionari. Mor prea mulți oameni. 14.000 de lei. Mor prea mulți oameni cu zile în spitalele românești. Asta este problema. Medicii, poate și, cum a zis domnul Stamule, din cauza, recunosc că unele spitale au încărcătură peste în măsură. Și atunci oamenii au razna, pur și simplu, se scurcircuitează. Pentru că unii stau degeaba. Pe de altă parte, s-a format și în unele spitale acel dispreț față de om. Unele spitale, din păcate, prost manageriate, au crescut niște mici monstruleți care, dacă nu-și primesc bănuții, nu se ocupă de pacient cum trebuie. Este o realitate care nu este sancționată. Tu ai înțeles din dosarul procurorului ce le-a mânat pe aceste tinere doctorițe, adică 30 și un pic de ani, să facă așa ceva? Acuzația este de omor. Eu nu vreau să... intru cu intenție, da, să nu vreau așa. Să intru pe compunerile procurorului, pentru că acolo am văzut... Da, acolo trebuie să existe o motivație. Am văzut mărturii... Orice are o expertiză psihiatrică, că au luat-o razna doamnele astea. Da. Și e posibil, am văzut prin străinătate, într-adevăr, în România n-am văzut astfel de cazuri. Dar în străinătate, literatura e plină de cazuri cu de medici care, sau asistenți care au luat-o razna și au omorât oameni în spitale. Aici n-am văzut expertiză cerută și atunci care să le fie motivația? Adică faci cu intenție o ancheta, crimă? Ancheta pentru... este, după mine, condusă greșit, pentru că s-au strâns probe numai în acuzația acestor două doctorițe. Poate le sunt vinovate, dar faptul că tu nu ai făcut o anchetă încât întâi să le lași pe ele să se apere până le duci la arestare, dar ele au fost date în presă, arestate și uite ce s-au făcut, cerceafă în presă, iar partea lor de apărare n-am avut-o. De ce nu s-a strâns și apărarea lor până să fie dusă, la arestare? Asta e o problemă care o au procurorii la ora actuală cu credibilitatea anchetei, pentru că poate să fie... Nu, întrebarea mea este, nu știu dacă înțelegi cineva de ce au făcut doctorii. Nu știu dacă este o intenție neapărat, poate să fie o indolență, un stil de lucru total defectuos, că nu erau supravegheate și ajunseseră ele să se creadă că știu ceea ce fac acolo. Da, nu-mi dau seama, nu sunt de specialitate. E foarte posibil, pentru că fluxul de pacienți este atât de mare, să nu mai fi fost paturi. Și la sfârșit, adică trebuie să ne gândim și la situația din spital. Și atunci dacă tu, ca doctor, decizi cine moare? Dacă la s-a văzut noi, în pat. Facem rost de paturi, adică asta e mentalitatea, facem rost de Andreea, paturi. Andreea, s-a văzut în pandemie. Pandemia a creat oameni care au decis cu privire la viața altora. Noi suntem astăzi în fața unui caz foarte dificil. Sistemul de sănătate din România a început să se echilibreze. Începem să putem să acoperim găurile din sănătate și să începem să renovăm spitalele. Și e foarte important, fim atenți cu acest caz, pentru că avem medici care se întorc în România și să avem o serie de acuzații, fără să vedem și partea apărării, cum a spus domnul Savaliuc, toate asociații. Sigur, există solidaritatea de breaslă, dar există și explicații științifice în jurul acelor doze de tratament. Acum, nu, aici declarațiile asistentelor este că ele cu intenție făceau au spus asta, și că se uitau din priviri și că din priviri o întrebau dacă de ce n-a murit. Adică povestea asta că din priviri întrebau medicii de ce n-a murit pacientul. Asta stenograme, făceau liste ca la Auschwitz, adică ăla să moară, ăla să trăiască. Dacă tu pui în stenograme din priviri și apar și la presă, e clar că... Acuzarea are o problemă cu privire la seriozitatea cu care și-a construit dosarul. Adică trebuie consultate. Nu știu, dar aici lucrurile trebuie clarificate și eu cred că și Ministrul Sănătății trebuie să clarifice de ce și-a băgat oamenii aia în corpul de control, deci acel corp de control n-a făcut nimic, a zis că nu e nicio problemă. Care a fost semnalul pentru mine ca populație care plătesc acel ministerial al sănătății, plătesc corpul de control și așa mai departe și uite unde se aduce? Nice. În exclusivitate vă arată acum interviul pe care colega mea Talida Trofin a realizat cu
părinții unui pacient, este vorba de cel din rechizitoriu, salvat odată, potrivit declarației asistente, că ea pe barba ei a crescut practic acea doză de noradrenalină, după care a mai revenit în spital acest pacient și a fost omorât. Iată ce spun părinții. A spus că vrea să plece de acolo. Miercuri, deci înainte de a muri, deci asta, deci luni așa, marți un pic mai bine, miercuri chiar foarte bine, marți a zis că i-a dat apă, miercuri i-a dat și apă și mâncare, ce mi-a spus doamna asistentă. A deschis ochii, plângea. Acum nu știu dacă o fi aflat și el ceva pe acolo. Plângea și vă spunea să-l luați din spital? Mami, nu mai pot, ia-mă acasă. Problema e că... Deci el știa că ei nu-i fac bine acolo. Nu știu ce știa el. Pe urmă, joi, când ne-am dus la el, nu mai era pe salon. Era într-o rezervă. A făcut COVID. A făcut COVID. Nu mai era la toate aparatele cuplat, numai la un aparat mic, cu un tubuleț mic. Și joi la trei ne-a anunțat că a murit. Le-a suspendat dreptul de a mai practica medicina acestor două femei. Pentru că face cât face, 2 ani, 3 ani, 5, 7 ani, revine tot în sănătate și o ia de la capăt. Astea nu sunt, deci femeile astea două nu sunt doctorițe, sunt criminale. Nu știm ce au făcut și asta cert este că cel mai... Întrebarea care mi-am pus-o și i-am pus-o și doctorei, că aia nici n-a venit să, doctora, nici n-a venit să vorbească cu mine, eu eram aici lângă băiaci, cum e domnul acolo, în ușa la altă încăpere, de acolo mi-a zis, nu vă apropiați că are COVID. Eu, fiind băiatul meu așa, și m-am întrebat, o zic, dar de ce nu mai are toate aparatele și numai ăsta micul? E suficient că e performant. Da, asta e tragedia care se întâmplă și cineva ar trebui să explice de ce sunt angajați asemenea oameni pensionari de lux în corpul de control, adică acea autoritate a statului care se duce prima dată, controlează de un verdict, a noi a fost totul bine și frumos. Și pentru că ne referim la bani, întrucât unii spun că de fapt motivația în povestea aceasta este aceea de a elibera paturile și a consuma cât mai puțin bani la această secție de ATI, într-adevăr tot timpul plină până acum la Spitalul Pantelimon din capitală. Astăzi e o întâlnire extrem, extrem de importantă pentru că România este într-o gaură importantă, așa numitul deficit bugetar. Suntem trași de urechi de zona europeană. Mulți anticipează că dacă statul nu se reformează la anul, va fi o criză extrem de puternică. Violeta Romanescu ne explică chiar acum ce au discutat premierul și ministrul de finanțe astăzi, într-o zi în care s-a decis tăierea, atenție, a 5 miliarde din buget. Violeta, te ascultăm, bun găsit! Bună seara! Întâlnire decisivă în această dimineață între premierul Marcel Ciolacu și ministrul de finanțe Marcel Boloș legat de bugetul României. După ce ministrul de finanțe a anunțat că deficitul bugetar a crescut în luna iulie la 4,01% din PIB, de la 3,6% la finalul lunii iunie, guvernanții au venit cu o nouă măsură. Mai exact, se vor tăia 5 miliarde din bugetul alocat bunurilor și serviciilor. Această măsură face parte dintr-un efort mai amplu de a reduce cheltuielile publice și de a îmbunătăți eficiența utilizării fondurilor guvernamentale. Totodată, ministrul finanțelor estimează și o creștere a încasărilor ANAF în ultimele luni din acest an, pe fondul măsurilor care au fost luate în această vară. Mai mult decât atât, până la data de 15 octombrie, guvernul României trebuie să vină cu un plan de reducere a cheltuielilor care trebuie prezentat Comisiei Europene, astfel încât ținta de deficit bugetar să poată fi mai mare decât cea estimată. Da, important, statul nu s-a reformat, domnule Stamule, așa cum mulți aveau așteptări în 2023, când s-a venit cu acele măsuri fiscale care, practic, să crească colectarea nu prea a crescut. Colectarea a crescut pe net, scăzând inflația și creșterea economică, cu peste 10 miliarde de lei. Asta este un fapt și probabil că la nivelul întregului an vom avea peste 15 miliarde de lei bani care sunt luați din bani care nu erau plătiți în trecut. Deci, scăzând inflația și creșterea economică, care e o sumă care oricum s-ar fi întâmplat, 15 miliarde de lei prin eficientizarea ANAF, care este o sumă foarte mare și care va scădea gaura de la TVA. Problema este că și aici lumea nu spune toată povestea. Deci avem o serie de cheltuieli noi,
de care nu se vorbește. Deci am crescut bugetul la apărare la 2,5%, iar anul ăsta s-a cheltuit acest buget spre deosebire de anul trecut. 2. În ultimile 14 luni salariile în învățământ au crescut în medie cu 50%, deci anul acesta avem 22 de miliarde de lei cheltuieli suplimentare în învățământ, 22 de miliarde de lei, deci nu, deci 5 miliarde de euro. 3. Se apropie un vârf care începe de anul ăsta, dar va fi de fapt 2025-2026, de cofinanțare pe toate fondurile nerambursabile pe care le primim. Estimarea pentru 2025-2026 este între 30 și 40 de miliarde de euro pe an. Deci toate acestea împreună au dus la situația la care în care ne aflăm astăzi. Eu ce sper este ca toate măsurile, deci la nivelul Ministerului de Finanțe, ca să vă dați seama, s-au identificat peste 160 de modalități de a frauda TVA-ul. Aproape săptămânal se elimină mai multe dintre acestea și asta a generat venit suplimentar de 10 miliarde de lei. Dacă ANAF își face treaba și vedem că va fi un venit constant, nu va mai fi nevoie de o creștere sau de o creștere a taxelor. Pentru că dacă anul viitor avem 20 de miliarde iarăși în plus prin eficientizarea ANAF, atunci prin creștere economică și ce o să mai fie inflație, putem să ne ducem și Comisia ne va accepta un plan de 7 ani de reducere a deficitului cu 1% pe an, probabil că vom reuși să intrăm în 2025 fără o creștere serioasă de taxe și cu o scădere de la 7% la 6% deficitului. Și să ne mai gândim la un lucru. Anul acesta mai avem încă două rânduri de alegeri, alegerile prezidențiale, alegerile parlamentare, spre finalul anului, adică final de noiembrie, început de decembrie, și deja se fac jocuri de culise pentru zona prezidențială, astăzi ședințe importante, și în zona Partidului Național Liberal, la PSD va fi un congres. Mădălin Puiu ne explică. Bun găsit! Bun găsit de tuturor! În momentul de față se fac jocuri politice pentru alegerile prezidențiale. Urmează să vedem anunțuri oficiale făcute de către mai mulți candidați care vor să intre în cursa pentru Palatul Cotroceni. Cert este că în momentul de față vedem două lucruri extrem de importante. În primul rând, premierul Marcel Ciolacu, care nici până în momentul de față nu și-a anunțat oficial candidatura pentru Palatul Cotroceni. Foarte multe surse din cadrul PSD și de asemenea analiști politici spun că premierul Marcel Ciolacu amână cât se poate de mult această decizie și de asemenea acest anunț cu privire la alegerile prezidențiale. Pe data de 24 august va avea loc un congres al Partidului Social Democrat în care se va alege noua șefie a social-democraților și de asemenea cine va fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Și mai mult decât atât, îl vedem și pe Nicolae Ciucă, care deja și-a anunțat intenția de a candida pentru Palatul Cotroceni, pentru acest fotoliu extrem de important. Însă, în momentul de față, acesta ar putea sta mult mai bine în sondaje față de ce cifre are în sondaje în momentul de față. Urmează să vedem cum se vor poziționa celelalte partide și până la urmă care va fi finala prezidențială, pentru că foarte mulți spun că cei din Partidul Social Democrat ar trebui să se regăsească în turul 2 al alegerilor prezidențiale alături de candidatul celor de la PNL. Candidatul care ar putea să întoarcă toate calculele de până în momentul de față este independentul Mircea Joana, actualul secretar general ajunct al României la NATO. Iată ce spune Ion Cristoiu despre posibila candidatură acestuia, pentru că sunt extrem de multe voci care spun că, de fapt, Joana se va retrage. Mircea Joana, ca și Trump, nu va candida. În cazul lui Mircea Joana este o campanie dusă de sistem. Sistemul instituțiilor de forță are în față trei posibili candidați, da? Instituții care trebuie să-și perpetueze funcțiile, da? Primul care este cel mai dorit e Ciucă, pentru că perpetuează sistemul lui Iohannis. Nici nu se atinge, de acord? Și la Ciolacu sau la un PSD, singurul la de care se teme este Joana. Pentru că Joana vine și cu femeia de serviciu a lui de pe acum. Adică la Joana chiar se teme. N-am nicio treabă. Joana nu va fi președinte, altă cer. Mă, dar nu se poate. La un moment dat e o nebunie. Este, cum să spun, el e vinovat de toate.
că e omul rușilor, adică e o campanie care este, tu, se vede o mașinărie. Pentru că una este, eu mi-am spus, avem niște candidați, da? Mi se pare normal ca toți să fie scotociți. Bun. Dacă observați, de la Scoane nu se spune nimic, deși ea e, între noi fie vorba, e virgină politică. Adică la ea chiar ciucă. Păi, dar nimic. Dacă te uiți la Mircea Joană, nu este o operațiune de investigare jurnalistică senzațională. Sunt aceleași chestii răsuflate, m-am plictisit. Răzvan Savaliuc, ce se va întâmpla în opinia ta? Adică se schimbă, nu știu, poate Joană să întoarcă totul, sau vom avea Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, eventual Elena Lasconi și Simion de Laur. Eu nu văd că Joană, dacă n-are susținerea unui partid important, să facă vreo figură. Deci nu va avea nicio șansă dacă nu va fi adoptat de un partid mare. Pe partea celor cu șanse, nu văd decât candidatul PSD, cred că va fi Marcel Ciolacu, candidatul PNL Ciucă, generalul Ciucă, și va conta foarte mult, și eu zic că au prima șansă, dar numai dacă reușesc să se înțeleagă, ce vor face suveraniștii pe partea AUR. Pe, au făcut azi o întâlnire, am înțeles, AUR cu SOS-ul Șoșoacă și cu Cosmin Gușă, care vrea să candideze cel la președinție, și ei vor să încerce o alianță, dar nu văd cum, că fiecare va dori... Asta că nu se bat. Adică. Fiecare va dori, eu nu văd pe George Simion, care și-a anunțat deja candidatura la președinție, renunțând să mai reprezinte AUR-ul la președinție. La fel și pe, și pe Diana Șoșoacă. Doamna Șoșoacă îl convinge să fie Șoșoacă candidatul pe, partea asta, cam toți vor ține să fie, să aibă trei candidați și aici își vor disipa forțele și bătălia va fi probabil cel mai probabil între candidatul PSD și, zic eu, cineva de la suveraniști. Eu nu-i dau șanse generalului Ciucă, nu cred că îl va vota mai nimeni, pentru că orice ieșire publică a acestui om este catastrofală. Adică, luați netul și uitați-vă la fiecare trei vorbe, spune, o dă în gard ca Biden, președintele Americii. Noi, știți bine, partidele sondează toți candidații în fiecare lună, cel puțin o dată. Iar domnul Joană a coborât de la 30%+ anul trecut în decembrie la sub 20% astăzi. Deci a pierdut 17-18 puncte. Și cine le-a câștigat? Le-a câștigat... Deci ce pot să vă spun este că candidatul nostru a crescut cu vreo 6 puncte în ultimile 5 luni, domnul Ciucă. Nu dau eu acum cifre exacte, dar la domnul Joană pot să dau că n-are nicio... Deci domnul Joană este pe un trend descendent accelerat. O mare parte din cei care îl susțin sau l-au susținut credeau că va fi ori candidatul PSD, ori candidatul PNL. Acest lucru nu se va întâmpla. Noi vom merge cu Nicolae Ciucă, iar probabil cei de la PSD cu domnul Ciolacu. Și după ce se va închide final procesul de nominalizare al celor două mari partide, o să se ducă probabil sub 10%, pentru că cele două mari partide o să-și acopere, candidații o să acopere scorul politic al partidelor, probabil domnul Ciucă spre 25% și domnul Ciolacu spre 30%, și așa se va închide toată dezbaterea despre turul 2. Adică pentru că vom avea o consultare în turul 2, Ciolacu-Ciucă? În turul 2 este un meci între partidele mari. Dacă n-ai un partid mare, n-ai cum să ajungi în turul 2. Dar nu se pară un blat când sunteți împreună la guvernare? Nu e niciun blat. Și la alegerile locale, noi am avut 30%, am avut 33%. Iar probabil doamna Șoșoacă, dacă îl propune pe domnul Simion premier ca să implementeze planul Simion împreună, poate că are șansă să ajungă. N-ați văzut că i-a dat afară cei de la ora astăzi la nu știu ce întâlnire au avut. Deci acolo e o patologie care e clar că nu are leac. Eu zic că suveraniștii au prima șansă. Dacă reușesc să se unească. Dar nu se vor uni. Dar ce înseamnă suveranism? Adică dacă Șoșoacă e suveranistă și Simion e suveranist, adică aici e un cuvânt care sună frumos, dar care nu are niciun fond, fiind vorba de acești oameni. Deci, probabil că o să împartă... Dar puțin Ciucă, Ciolacu, posibilă confruntare în turul 2, PSD-PNL la guvernare, de aceea orice om care privește se gândește, numai, deci, e blat, cum o să se să vă spun un lucru, noi nu am făcut asta. Această coaliție din dragoste. În 2022,
Au fost multe crize despre care aveam informații că vor veni. În 2025 va fi criza? În 2022 vorbesc. Când a fost și războiul din Ucraina, și criza energetică, și criza migranților. Și am hotărât împreună cu cei de la PSD că e nevoie de un guvern de mare coaliție pentru a oferi stabilitate României, să trecem mai ușor de 2 ani de crize foarte mari. Și s-a dovedit din toate punctele de vedere că a fost soluția cea mai bună pentru România. Acum, asta nu înseamnă că această coaliție are o durată de viață infinită. Domnul președinte Ciucă a transmis deja că ar prefera o coaliție de dreapta după alegeri, dar trebuie să ne uităm la votul popular să vedem ce se va întâmpla. Sigur că și noi dorim o coaliție de dreapta ca să fie, să fie o coerență totală ideologică în măsurile guvernamentale. Dar să nu vă uniți cu SRL. Nu a zis nimeni, nu. Dar o să vedem cum iese votul. Și UDMR este de votul dreapta. Votul nu se iasă bine pentru PNL, domnul Stabu. Asta e părerea dumneavoastră. Știți adică cum e? Și toată lumea zice că face PNL-ul 15%. Scurul va fi catastrofal. Nicolae Ciucă astăzi este singurul candidat la președinție care crește în sondaje. Și asta unde crește? Asta eu vă spun, nu în poveștile astea făcute de domnul Palabă. Crește în panourile publicitare. Deci, în toate sondajele, Nicolae Ciucă a crescut în ultimele 3 luni consistent. La numărul de panouri publicitare. Și panourile publicitare au rolul lor în strategia noastră politică. Deci, Partidul Național Liberal are o strategie politică pentru alegerile prezidențiale. A închiriat pe 10 luni o serie de panouri pentru că a luat un preț mai bun și avem diverse campanii politice care se derulează pe acele panouri. Eu zic că vă îmbătați cu apă rece. Asta e părerea noastră. E bine să fiți optimiști. Tot așa spuneați. Că și domnul Iohannis o să piardă, că o să piardă alegerile. Eu vă spun că România nu mai vrea încă 10 ani cu Iohannis. Dar domnul Ciucă nu are nicio treabă cu fiul domnului Iohannis. Dacă Ciucă ajunge președinte, Iohannis va fi premier. Asta este părerea dumneavoastră. Asta cu Iohannis premier este un science fiction pe care văd că îl respind. Haideți să vedem o informație de breaking news despre o mită luată de un ministru. Practic astăzi, doamnelor și domnilor, avem noi imagini cu ministrul adjunct al energiei din Ucraina, care a fost încătușat de procuror după ce s-a organizat un flagrant. Demnitorul este acuzat că a primit atenție mită de jumătate de milion de dolari. Și tot astăzi, doamnelor și domnilor, noi analizăm crima șocantă de la Brăila. Practic, procurorii au identificat 3 ADN-uri pe corpul victimei. Criminaliștii din capitală au intrat pe fir și au stabilit că toate aparțin suspectului principal, Maricel. Mai multe detalii primim acum de la Cristina Mihăilescu. Bun găsit! Bine v-am găsit! 3 ADN-uri au fost prelevate de pe trupul neînsuflețit al doctoriței Marina Gavril. Probele au fost trimise la cel mai bun laborator din țară, mai exact la Institutul Național de Criminalistică din capitală, acolo unde experții au stabilit faptul că toate îi aparțin lui Maricel, principalul suspect din acest caz. Ei bine, 2 au fost prelevate de sub unghia degetului mare de la mâna stângă a doctoriței. Într-o primă fază s-a stabilit destul de repede că unul îi aparține lui Maricel, de altfel așa a și fost identificat. Despre cel de-al doilea se știa că aparține unui bărbat, iar acum experții au stabilit faptul că este vorba tot despre Maricel, însă ADN-ul a fost modificat. Același lucru s-a întâmplat și cu cel de-al treilea ADN care a fost prelevat de pe trupul doctoriței. Ei bine, doamnelor și domnilor, se așteaptă probe extrem de importante și în acest moment, probe ADN care, de exemplu, trebuie să demonstreze dacă pe hainele purtate de criminal existau pete de sânge și se regăsește ADN-ul doctoriței. Mulțumesc mult, Cristina! Răzvan Savaliuc, tu te ocupi de mult de zona asta juridică. Poți să ne lămurești ce se întâmplă în cazul acesta? Pentru că inițial s-a spus, da, au descoperit ADN-ul lui Maricel, după care pe mâna și pe hainele doctoriței mai erau niște urme de ADN și au spus că e neidentificat. Acum au spus că e tot al lui Maricel, dar e modificat. Da, curios. Deci nici nu știu dacă acest laborator este acreditat RENAR.
pun la întrebare. Ca să adică avem în instanță certitudinea... De prima dată că și au zis că sunt trei ADN-uri diferite și acum zic că e de fapt adică face unul... un test în altă parte și ți iese că... Nu, era același, cred. Nu știu. Că era neidentificat. Dar nu e normal să se întâmple așa. Adică acum ar trebui să avem, dacă instituțiile ar fi acreditate RENAR, mă refer la aceste instituții care lucrează cu date științifice precise, procedee clare care împiedică orice greșeală. Asta înseamnă să fii, să ai acel ISO de nu știu care în funcție de specificul situației. Dar asta înseamnă să ai o acreditare RENAR în cazul institutelor. Ajungem ca la Pantelimon, adică o să fie atât de mare neîncredere că tu ești pe toate puse. Deci, dom'le, am un ADN, dar mai e unul neidentificat. Acum au zis, stați că erau trei, dar toate trei erau. Sunt mari semne de întrebare, oricine ar avea dreptul și la o altă, a treia expertiză din partea unui. Dar depinde totul la ADN-ul astea, cum s-a prelevat proba. Dacă proba s-a recoltat greșit și a fost compromisă, rezultatul va fi identic. Compromisă pare să fie și toată procedura aceasta pentru a salva un orășel, doamnelor și domnilor, centrul unui orășel foarte important din România, unde în centru terenul se surpă, se intervine, în preajmă oamenii spun că s-ar putea culca noaptea bine mersi și a, practic în somn să fie înghițiți cu tot cu blocurile din prejur în acest crater format în slănic Prahova. Un bloc și o casă sunt în pericol de a se prăbuși la Slănic Prahova după ce craterul format în pământ și astupat de autorități în urmă cu 3 luni s-a reactivat. Crăpături cât pumnul au apărut în pământ. Aceeași problemă aici în Slănic Prahova, doamnelor și domnilor. Oamenii s-au trezit pur și simplu în această dimineață cu această stradă surpată. Este exact locul unde a mai fost aceeași problemă și în această primăvară. Și gândiți-vă cât de speriați sunt locatarii care locuiesc la blocurile din apropiere. Mi-a făcut calul. Deci de ce n-a fi fost făcut? Un pârâu care vine de acolo și se mișcă aici și curăță. Arărează. Aici trebuie să fie un oameni specialist să o facă, altfel... Iar o să se întâmple. Iar. Domnule Stamule, pare că ne aflăm în, nu știu, în meșterul Manole, adică ce construim ziua, noaptea se surpă și oamenii se gândesc dacă nu o să ne sugă cu tot cu blocuri în craterul ăla. Autoritățile nu evacuează, nu nimic, dar ei constantă că aproape zi de zi vin niște specialiști, se spune că s-a rezolvat problema, pe care se surpă din nou. Eu sunt convins că noua conducere a Consiliului Județean Prahova va rezolva această speță. Noul președinte ales de cetățeni deja cred că se gândește la soluții și el trebuie să întrebe dumnealui. Mandat, abia nu când intră mandat, dar el deja trebuie să aibă soluțiile, că și-a făcut campanie și pe acest subiect. Și dacă actuala conducere nu a reușit să găsească o soluție, sunt convins că de la 1 octombrie o să ne uităm tot cu aceeași atenție la spețele din Prahova și o să întrebăm noile autorități care ar trebui să folosească vara tocmai ca să găsească cele mai bune soluții și vor veni cele mai bune soluții. Adică spuneți că de fapt aici este o luptă politică? Nu, și nu e o luptă politică. E clar că nu s-a găsit soluții până acum și cu siguranță, pentru că așa s-a promis în campanie, cel care a câștigat are soluții și trebuie să-l întrebăm care sunt soluțiile acelea. Rezvan Savaliu, te rog. Totuși e vorba de viața unor oameni. Ține de acel fond de urgență pe care îl are fiecare Consiliu Județean și care trebuie să intervină în caz de calamități. Deocamdată la Prahova, ca să reamintim, e un cetățean de la Partidul Național Liberal, mă rog, dat afară, cel care are control judiciar pentru o acuzație de emită de 6 milioane de euro. Și care nu știu ce implicare va mai avea, că e atât de controversat. Și-a dat demisia în ce... Cine e acolo în locul lui, cred că e pe același ca la pot. Trebuie să-l întrebăm pe câștigător care sunt soluțiile. Că nu, dar nu e vorba de câștigător, e vorba de obligație. Are județul fondul de urgență, te duce acolo dacă se va întâmpla ceva. Actuala conducere a fost pedepsită de cetățeni. Eu vă zic, dacă se surpă acolo și mor niște oameni, băieții care stau pe fondurile alea de urgență și n-au făcut nimic, sunt arestabili pentru omor din culpă. Pentru că ei trebuiau să ia de mult măsuri și nu le-au luat. Noul președinte al Consiliului Județean
Prahova, ce soluții minune are pentru situația de la Slănic. Chiar sunt curios, deci eu cred că ar trebui întrebat să vedem ce soluție are. Ar trebui totuși să facem ceva, pentru că poate se surpă blocurile alea. Dacă nu s-a putut face ce, eu nu cunosc situația de acolo, dar bănuiesc că în campanie s-a venit cu niște promisiuni ferme de rezolvare a situației și ar fi bine să le auzim soluțiile. Asta poate să inspire până în octombrie și actuala conducere, că poate n-a avut așa inspirație cum a avut câștigătorul alegerilor și de aia să-l întrebăm. Poate o să asculte de el aparatul tehnic și o să aplice cele mai bune soluții. Da, până la duelul acesta, eminamente politic în care omul poate să piardă și poate să piardă foarte mult, inclusiv de plus la viață, pentru că acolo despre asta este vorba. Vedem și ce se întâmplă cu o reformă legislativă extrem de importantă. S-a pus deja în aplicare, este vorba de noua lege a pensiilor. Practic de la 1 septembrie se recalculează toate pensiile. Acum procedura a trecut de la Casa Națională de Pensii în sarcina Poștei Române, acolo unde timp de 2 săptămâni vor fi îndosariate și trimise către 4,7 milioane de seniori toate aceste noi decizii de recalculare. Se recalculează tot. În exclusivitate, ministrul Muncii a explicat aici la România TV, pentru că veți avea în față un document cu totul nou. Ce înseamnă fiecare rubrică din această decizie de recalculare? Iată interviul. Pot să-și calculeze dânsii înșiși din această perspectivă punctajul. Cum se face asta? Se uită în decizia de pensionare pe care o au, la punctul G din decizia, acolo vor avea numărul punctelor pe care le-au avut până acum. Da, pe care le-au înainte de 1 septembrie, le-au avut până acum. Da. Și la acestea pot adăuga punctele de stabilitate. Înmulțind punctele obținute, totalul punctelor acumulate. Înmulțind totalul punctelor acumulate cu 81, valoarea adică punctului de referință, da? Asta înseamnă că vom avea un cuantum al pensiei de 5136 de lei. Legea a avut două obiective importante. Unul dintre acestea, echitatea în interiorul sistemului public de pensii, iar cel de-al doilea, creșterea continuă și sustenabilă a pensiilor. Unul dintre obiectivele noii legi a pensiilor a fost acela de a veni cu un mecanism care să asigure creșterea pensiilor, dar în același timp de a o face sustenabil, astfel încât România să-și poată permite asta. Impactul pentru legea pensiilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu, cât și pe termen lung, a fost făcut împreună cu specialiștii de la Banca Mondială. A fost discutat cu Comisia, fiindcă a fost unul dintre angajamentele pe care noi a trebuit să le respectăm și în același timp a fost o prioritate pentru guvernul Ciolacu, astfel încât dumneavoastră pensionarii să primiți ceea ce meritați. Că unii au făcut alegeri de a da banii pe vaccinuri, pe izolete, pe măști pe care le-am, pe vaccinuri pe care nu le-am folosit, le-am aruncat la gunoi, s-a considerat că pentru noi este o prioritate de a găsi banii necesari, astfel încât dumneavoastră, pensionarii, cei care ați muncit și pentru a ne crește pe noi și pentru a realiza ceea ce s-a realizat în România, să primiți o viață decentă. Pentru 2024 banii sunt în buget, atât banii necesari pentru majorarea de 13,8% a tuturor pensiilor, fiindcă în 2024 toate pensiile dumneavoastră ale românilor au crescut, dar și pentru impactul suplimentar al recalculării, care, ale căror efecte le veți vedea în buzunarul dumneavoastră pe plus începând cu 1 septembrie, fiindcă finalizăm procesul de recalculare. Vă vor fi aduse și deciziile de către partenerii noștri de la Poșta Română, dar pensiile se plătesc lună cu lună și începând cu 2 septembrie, parcă 2 septembrie este prima zi lucrătoare din luna septembrie, începând de pe 2 septembrie până pe 16 septembrie, fiindcă așa este convenția cu Poșta Română, veți primi pensiile recalculate.
Da, extrem de important, domnule Stamule, de precizat aici, dacă este o reformă doar pentru această toamnă, după care urmează două seturi de alegeri, sau este o reformă pentru termen lung? Deci, într-adevăr, această nouă lege a pensiilor prevede o serie de mecanisme care schimbă multe lucruri din piață și vor crește masiv veniturile, mai ales ai celor cu pensii mici. Impactul bugetar doar în acest an este de 10 miliarde de lei și la Ministerul de Finanțe s-a făcut un efort foarte mare pentru a se găsi acest 10 miliarde de lei. Domnul Boloș, luând o serie de măsuri, poate nu cele mai populare, care să genereze aceste venituri care costă. Iar pentru anul viitor este un impact de 30 de miliarde de lei. Deci ăsta este adică impactul. Triplu. Triplu, pentru că anul ăsta se dă doar un trimestru. Totodată, la Casa de Pensii s-a lucrat foarte mult, s-a lucrat foarte mult ca să se poată face această recalculare și la poștă se va lucra în primele trei, în primele zile din septembrie. Toate aceste trei instituții care au contribuit masiv la această nouă lege sunt conduse de Partidul Național Liberal. O bună precizare așa pentru final de emisiune. Le mulțumesc invitațiilor din această seară și merg acum la Dragoș Bistrițeanu. Bună seara, Andreea! Bună seara, stimați telespectatori! Vin în fața dumneavoastră cu dezvăluirile care complică ancheta crimelor din Spitalul Pantelimon. Șefa secției în care au fost uciși oamenii, soție de ministru, reziștii și-au plantat oamenii în funcție acolo la Pantelimon. Soția de ministru ajunsă șefă la ATI este și fotomodel la magazin. Au obținut imaginile cu șefa, cum vindea rochi acolo în spital. Ministrul Rafila, omul reziștilor, cum am ușamalizat totul, Rafila a trimis în control la Pantelimon doi pensionari speciali. Demascăm cum a ascuns Rafila crimele din spital. Procurorul care le-a doverit pe doctorii se explică cum opera întreaga rețea. Va fi confruntarea serii între Băsescu și procurorul crimelor. Difuzăm o anchetă cutremurătoare. Părinții bărbatului mort la Pantelimon fac o serie de acuzații incredibile. Bătrânii lacrimi spun: ne-a umilit, noi trebuia să cumpărăm medicamente. Mama bărbatului ucis povestește ultimele lui clipe de viață, cum se ruga bărbatul de ei să-i scoată de acolo. Un alt pacient englez care a fugit din spital rupe tăcerea, iar mafia reacționează la dezvăluiri. Cine a tras asupra casei denunțătorului cu pistolul? Apărătorul pacienților s-a trezit cu glonțul în fereastră. Avem noi stenograme, apoi cum calculează doctorițele anii de pușcărie, cum încercau să scape. Sunt înregistrările pe care le difuzăm în această seară. Maher e aliniat în spatele lui Joană. Ce fac pentru putere? Cum se face de râs Joană pentru voturi la prezidențiale? Coldea, fuga din țară și banii din străinătate. Venim cu noi dezvăluiri în acest caz imediat. Rămâneți cu noi!